Doamnelor, domnilor, bun găsit! Începe Reporter TV. Astăzi discutăm despre cea mai recentă investigație jurnalistică a Reporter de Iași. Pe scurt, într-o frază, reîntoarcerea familiei Fenechiu la afacerile cu statul. Acesta va fi subiectul principal. Doi invitați, deputatul PSD Bogdan Cojocaru. Bun găsit, bun venit! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație! Și jurnalistul Gabriel Gachi. Salut, Gabi! Salut, bună ziua, bine v-am găsit! Domnule deputat, vă propun să înceapă Gabi ca să ne dea jaloanele cazului, să știm exact pe ce marfă discutăm, ce comentăm, ce analizăm. Gabi, ce înseamnă investigația de astăzi, publicată astăzi în Reporter de Iași? E vorba despre un program guvernamental, un fel de PNDL mai mic pentru luminat ecologic la sate, în rețeaua stradală de la sate. Un program demarat în aprilie, oficial de către administrația Fondului de Mediu, adică de Ministerul Mediului. Un program în care pot fi accesate fonduri pentru a pune în locui becurile clasice, mai mult sau mai puțin economice, cu LED-uri care au un consum mai mic de energie. Un program care se adresează localităților mici. Ori, descoperirea noastră este că în acest program, înainte chiar de a fi pornit și de a fi anunțat oficial, brusc s-a activat firma soției lui Relu Fenechiu, fostul lider PNL Iași, fost ministru, membru important al Partidului Național Liberal în ultimii 20 de ani. Firma soției care a prins în viteză până în momentul la care noi am redactat articolul, până ieri, după amiază, 61 de contracte de consultanță cu diverse primării din țară. A luat țara la pas. Ca să mai multe județe. La pas prin România. Și aici apare suspiciunea legată de natura relației dintre Relu Fenechiu și Costel Alexe. Costel Alexe fiind un discipol, o creație politică al lui Relu Fenechiu. Deci natura relației dintre ei, având în vedere că sunt pe canale informale sunt numeroase mărturii care arată că Relu Fenechiu joacă în continuare un rol în viața acestei filiale, în special pe baza relațiilor pe care le are cu primarii din județul Iași și PNL, dar și PSD. Știm de asemenea că Relu Fenechiu este un susținător în interiorul PNL al grupării Costel Alexe, dintotdeauna, adică din ultimii ani. Și în același timp, firma Marianei Fenechiu, a soției domnului Fenechiu, are aceste contracte de consultanță prin care ea face cererea de finanțare, asistă comunele pentru obținerea finanțării, face dosarul de eligibilitate și mai departe și își arată inclusiv disponibilitatea de a ajuta comunele în implementarea proiectelor. Adică însemnând inclusiv realizarea caietelor de sarcini, monitorizarea licitațiilor, care sunt niște proceduri destul de complicate pentru niște primării mici. În ultima perioadă nu cred că s-au mai schimbat lucrurile. E adevărat, dar e un ajutor important și inclusiv supravegherea implementării, a execuției. Observația noastră, una obiectivă, este faptul că această firmă, Integra Business Consulting, era inexistent în ultimii ani. Deci în 2016, anii fiscali, a avut o cifră de afaceri de 2.000 de lei, 2.400 de lei. În 2017, a avut o cifră de afaceri zero. Iar în 2018, a avut o cifră de afaceri de 183.000 de lei. Deci cu aproximație 40.000 de euro. Contractele din momentul acesta, care sunt marea majoritate de 20.000 de lei pe fiecare primărie de consultanță, dar sunt și contracte de 40.000, chiar și de 90.000 de lei, în funcție de dimensiunea comunei. Contractele acestea îi asigură în momentul acesta un venit brusc de peste 1.600.000 de lei. Doar până în momentul acesta. Proiectul abia a început. Mai mult decât atât, observația noastră este că exact pe un program al Ministerului Mediului se activează brusc o firmă de consultanță care putea face... Consultanță oriunde. Putea face asemenea oferte primărilor, să ia la pas zeci de primării și putea face pe multe alte programe, inclusiv pe fonduri europene,
pe alte programe guvernamentale, pe programe regionale, pe fonduri norvegine sau orice alte forme de finanțare. Și nu a făcut-o. Deci apare această coincidență care merită, să spunem, de pus reflectoarele pentru a atenționa opinia publică. Al doilea semn de întrebare e că la toate contractele e specificat faptul că plata consultanței e la succes. Adică la asta vreau să mă dacă se obține finanțarea. Asta, pe de o parte, poate să spună, da, domnule, oameni așezați cu scaunul la cap, nu dau banii dinainte ca firma să ia banii și să nu mai facă nimica, ci aduci finanțarea la banul. Pe de altă parte, asta poate sugera și, nu știu, o siguranță a firmei care are acces la finanțare? Da, eu am avut acces la informații, ca să spun, pe baza articolului pe care l-am văzut astăzi publicat de către dumneavoastră. Alte informații trebuie să recunosc că nu am citit acest articol, însă trebuie să spun încă de la început că așchia nu sare departe de trunchi sau cine seamănă se adună, că sunt câteva proverbe românești care e clar că se potrivesc pentru o astfel de conjunctură. De ce spun că cine seamănă se adună? Pentru că vedem și noile mișcări de trupe la nivelul politic în ceea ce privește transferarea primarului Chirica, de aceea spun că cine seamănă se adună. Apoi, revenind la articolul pe care l-ați publicat dumneavoastră, spun că așchia nu sare departe de trunchi, pentru că dacă e să-mi aduc aminte, au mai fost și alte investigații publicate de dumneavoastră legate de afacerile sau fondurile atrase de diverse firme, chiar ale ministrului Alexe, și presa a vorbit la momentul respectiv despre acele lucruri, fiind cheltuiți bani într-un anumit fel de anumite personaje din anturajul domniei sale. Raportându-mă la faptul că am informații doar din acest articol, aș vrea doar să amintim faptul că nu cred că e singura firmă pe care domnul Fenechiu o are, pentru că dacă e să dăm un pic timp înapoi, inclusiv în momentul în care dumnealui a avut niște probleme, nu vrea să treacă nimeni și nu vreau să vorbim despre acele probleme, inclusiv în acel moment anumite companii ale domnului Fenechiu funcționau, dar ceea ce se întâmplă astăzi la nivel local seamănă foarte, foarte mult cu ceea ce se întâmplă și la nivel național. Pentru că dacă, să spunem, așa cum prezentați dumneavoastră, domnul Gachi, mai devreme, faptul că ar putea exista o legătură între faptul că o anumită firmă se activează în momentul în care cineva ajunge pe o anumită poziție publică și într-un minister foarte important care gestionează fonduri nenumărate din toate punctele de vedere și pe alte axe de finanțare, bani românești sau bani europeni, e clar că trebuie să privim un pic lucrurile și în ansamblu și v-aș da doar câteva exemple pe care le-am folosit și în alte prezențe publice legate de izoletele cu 17.000 de euro, firma din Giurgiu care vinde măști de 12 milioane de euro, faptul că acum guvernul sau acum 3 săptămâni guvernul ar fi trebuit să dea pentru categoriile defavorizate măști, undeva în jur de minim 30 de măști pentru o persoană, deci ajungem la câteva sute, la milioane de sute de foarte multe măști și am văzut că asta trebuia să se întâmple acum 3 săptămâni, nu s-a întâmplat, licitația a fost anulată, ca să aflăm, chiar eram ieri în Parlament, ca să aflăm ieri sau marți am aflat acest lucru, că licitația a fost anulată și ce să vezi, se va da pentru că e stare de alertă. Mai sunt 3-4 zile de stare de alertă și nu mai e necesară acea procedură clasică de la care să participe la licitație cât mai multe firme, ci se va da cu dedicații. Întrebarea noastră este cine e acea firmă, pentru că dacă e să ne raportăm la numărul de măști pe care vrea guvernul să le cumpere și la valoarea pe care o pun la bătaie, e clar că masca respectivă, uitându-ne în farmacia de la Hușa domnului ministru al sănătății, vedem că prețul e de 3-4 ori mai mare chiar și în comparație cu cât vinde soția dumnealui. Deci, din punctul meu de vedere, ceea ce se întâmplă la Iași nu iese din peisajul național, profitând oarecum de pozițiile în care se află. Ăsta e singurul lucru pe care pot să-l constat, pentru că mai departe sunt alte instituții care pot verifica și pot da răspunsuri. Ne aflăm doar sub... abordarea este de genul de material de aparență de ilegalitate.
de aceste coincidențe care n-am suspiciuni, dar în mod formal nu se încalcă nicio lege. Asta este evident. Pentru a demonstra, nu știu, traficul de influență, avantaje necompetitive obținute de către această firmă sau de clienții acestei firme care ulterior vor accesa fondurile, e nevoie de investigații specifice. Eu cred că singur, mă scuzați, lucrul la care ar trebui să ne uităm cu atenție ca să putem să emitem ulterior păreri, ar trebui să analizăm cu atenție modul în care sau criteriile după care se vor aloca aceste sume sau se vor semna aceste contracte. Pentru că dacă există criterii foarte clare, atunci nimeni nu are nimic de comentat, pentru că inclusiv noi în anii 2017-2019, când zic noi mă refer la Partidul Social Democrat, fiind la guvernare, am fost acuzați că diverse sume sunt alocate pentru anumite consilii județene sau anumite primării. Lucru total fals, pentru că dacă ar fi să analizăm la nivelul județului Iași câți bani au primit consiliile locale în perioada PSD, vom avea o surpriză. Sunt primării sau primari PSD supărați pe noi, și pot să dau și exemple concrete, că oarecum au fost dezavantajați, unii chiar neavând pe celebrul PNDL un program de succes, de altfel din punctul meu de vedere, unii având poate doar un proiect sau două proiecte, alții de o altă culoare politică, având poate 7 sau poate chiar mai multe proiecte pe care le-au reușit să le dezvolte. De aceea spun că, din punctul meu de vedere, și e foarte important modul în care se face selecția. Pentru că, de exemplu, pe alte tipuri de programe, și eu cât am avut ocazia în Ministerul Comunicațiilor, am lansat scheme de ajutor de stat, două la număr, și erau sume consistente de aproape 150 de milioane de euro. Cred că am mai vorbit când am mai fost la dumneavoastră cu altă ocazie despre aceste scheme de ajutor de stat, dar criteriile prin care firmele puteau să obțină banii respectivi erau foarte, foarte clare și scoteam în felul acesta, am exclus în felul acesta orice urmă de îndoială. Dar, într-adevăr, vine un semn de întrebare în momentul în care sunt foarte multe contracte deja semnate și, ceea ce spunea și dumneavoastră, plata se va face la reușit, la succes. Da. Deci e clar că succesul e garantat, ca să spun așa. Da, nu. Asta ar putea fi ok de interpretare, dar poate fi și din sensul celălalt privit afacerea asta, în sensul în care există o practică, domnule, știu că nu ai bani, primăria respectivă, sau nici măcar nu aveai în buget, nu aveai în plan așa ceva, mai mult decât atât, nu erai informat, nu era în temă. Bun, în condițiile astea, nu era în temă și atunci... Practic nu primăria a ridicat în sistemul de achiziții publice cea de finanțare, ci i-a împins-o cu mâna... Da, aici e o forțare, dar asta, exact, asta are. Am întrebat în piață, am vorbit cu consultanți, oameni, firme care... Ei ne-au dumirit. Există și acest model de... pe această piață liberă, da? De a intra în piață. Adică eu vin și spun, vrei leduri în comună? Tu spui, da. Păi hai că te învăț eu cum. Și îți fac cea de finanțare, semnează și te urc pe... Există și modelul ăsta, dar nu poți să-ți asumi tu pe aceste sume, 4% din totalul proiectului de 500.000 de lei, adică 20.000 de lei, să-ți asumi în 60 ceva de cazuri. În zilele următoare pot fi mai multe. Ele s-au accelerat în ultima săptămână. Deci noi, de când am început investigația, erau inițial 11, 30, 50, erau săptămâna trecută, acum deja până ieri sunt 61, 5 zile. E posibil să ajungă la 100, 150. Nu putem ști. Problema este că nu poți să-ți asumi implementarea 60-70 de proiecte cu echipă de... Doamna Fenechiu spune că are 4 angajați și 8 colaboratori. Bun, se pot face sub contractări, dar este o operație foarte complicată. Primăriile ar trebui, știind că sunt foarte multe, primari ar trebui să fie oarecum atenționați, da? Asta vreau să precauți spun. Și am vorbit cu specialiști în domeniul ăsta și ne-au spus cel mai firesc lucru, în general, plătești cererea de finanțare, adică consultanța pentru cererea de finanțare. Ai 1000 de lei, 1500 de lei, ai câteva pagini acolo. Plătești în etape, plătești încă 1500-2000 de lei, sunt prețuri modice, normale, firești, pentru numărul de ore alocat. Să pregătească documentația pentru. Pentru criteriile de eligibilitate. Da, uite, îți fac dosarul de eligibilitate, care nici nu e foarte complicat. Iar ulterior, după ce primesc finanțarea, în momentul ăla, în câteva zile,
faci achiziția pe SEAP, durează, și în cazurile astea au durat și poți să alegi 24 de ore, și îți faci consultanța pentru implementare. Deci, practic, toate operațiunile astea și atunci tu ții niște măsuri, ții niște măsuri de precauție, domnule, vedem cum avansăm, dau niște bani puțin și așa se lucrează firesc. Apoi, poți să spui că, domnule, eu iau 100 de primării, bazându-mă pe niște subcontractanți, dar în momentul ăla atrage atenția asupra faptului că devii o vedetă a acelui program. Și poate suna altceva. Și e posibil ca, da, și e posibil ca, că mai fost cazuri. Și absolut, tot atras atenția. Ăsta este să vină într-un ciclu de asemenea situații. Și mai sunt exemple. Atunci se creează ideea, domnule, acele aplicanți, acele primării, acele entități care în cazul ăsta sunt publice, e posibil să fie avantajate la punctaj sau să fie avantajate la înregistrare, pentru că finanțarea se face în ordine cronologică. Aici a fost marea discuție în România și au mai fost cazuri, inclusiv când a fost începutul USL-ului, dacă nu mă înșel, 2013, când a fost la Iași cu niște mici proiectele făcute pe niște start-up-uri, nu știu ce, că au fost mai multe cicluri de genul ăsta și în care au apărut brusc, era cu Cristian Domniței, cu un frate de-al lui, cu niște băieți din PNL, nu vă amintiți cazul? Rețeta e cunoscută, nu mi-aduc acum aminte, dar aveam altă întrebare. A fost, și care a fost suspiciunea? Că domnule, ăștia s-au înregistrat înainte. Primii, la 6 dimineața erau toți și a fost în presă. A fost pe LAR, dat lista, că erau 14-15 liberali. Că nu știu atunci, nu știu ce PSD-ul nu se băgase, abar n-am. Era tot așa, era un departament, o divizie pe undeva, pe la nu știu ce minister de fonduri europene. Și erau niște mici finanțări de 14.000 de euro, 15.000, 20.000. Și era și cu fratele lui Mugur Cosmanciu, toți frații și toate surorile. Pentru că dacă, și ei nu știau, domnule, ce treaba mea, ce afaceri face? Nu face afaceri cu statul. Nu aș vrea eu să pun întrebări în această emisiune, dar e clar că sunteți cel mai documentat pe acest subiect. Întrebarea mea ar fi cum au aflat aceste firme de consultanță sau cum a aflat această firmă de consultanță despre acest proiect, pentru că eu personal am trecut și prin administrația publică locală și prin cea centrală la cel mai înalt nivel. Și știu că pentru a putea scoate, pentru a lansa un astfel de program, o linie de finanțare, o schemă de ajutor de stat, orice, oricum s-ar numi ea, ea e foarte binevenită, ca să ne înțelegem, că nu are nimeni nimic împotrivă să nu se facă. E foarte bine, dar important e să se facă respectând legea. O informație. Și acum întrebarea mea este, pentru că văd că sunteți foarte bine pus la punct cu acest subiect, trebuie să recunosc că nu am studiat în afară de ceea ce am văzut. Nu sunt exagerat. Exact. Și atunci, dacă întrebarea mea este cum a ajuns firma respectivă, firma soției domnului Fenechiu, să fie prima sau printre primele, unde s-a anunțat, cum a fost lansat acest program și așa mai departe. Una din dezvăluirile importante chiar la începutul acestei anchete este faptul că Integra Business Consulting, firma Marianei Fenechiu, a făcut primele contracte în alte județe chiar, primele contracte cu mult înainte, din luna martie, începutul lunii martie, pe 10 martie a fost primul contract, cu mult înainte de a se lansa ghidul și de a fi anunțat oficial. Ministrul Costel Alexe ne-a răspuns. Sunt niște pași care trebuie procedura respectată. Ne-a răspuns, iar bineînțeles că oamenii se pot informa. Da, nu știu, lucrez în consultanță și spune, eu cred că se va miza pe lucrul ăsta. Dar ministrul Costel Alexe ne-a dat ieri inclusiv link-ul cu stenograma de la conferința de presă din 11 februarie, în care a prezentat, și mi-am aminte că m-am uitat și câteva minute la acea conferință, în care a prezentat principalele intenții de finanțare ale fondului de mediu, în care a vorbit foarte mult despre Rabla, toată lumea asta și-a sunt 6 pagini, iar și în subsolul celei de-a 5-a parte apare o frază. Da, la sfârșit spune și vom continua, ne propunem cu un program de iluminat ecologic stradal bine la țară. Bine că nu s-a stricat și în acest caz site-ul, că era o mare problemă. Dacă se strica site-ul. Dar să faci contracte ca primării și să faci zeci de contracte, pentru că ghidul a fost lansat. Apoi pe 8 aprilie, ministrul Fenechiu scuze. Alexe. Nu e special, nu? Dar rămâne cu titulatura de ministru toată viața, pentru că a trecut pe acolo. Dar nu, probabil că, nu știu, să mai sfătuiesc. Așa, în particular, te poți baza pe cu siguranță, are suficientă expertiză. Da. Pe 8 aprilie. Pe ministrul Alexe a anunțat acest program, iar pe 9 a fost lansat ghidul. Întrebarea este cum faci contracte de asistență până în faza implementării, tu ca primărie, fără să știi că dacă acel ghid te mai avantajează sau nu. Da, dacă ești eligibil sau răspunzi, nu. Exact. Te mai include sau nu în acest program, pentru că una este ce se aude într-o conferință sau ce se aude pe surse,
Și altceva, de asta spun, mai bine făcea inițial, fac achiziția pentru 1000 de lei, da? Cererea de finanțare. Cum poți să faci un contract? Pentru că în acel ghid spunea, de acum vor fi eligibile, nu știu, comunele de peste 7000 de locuitori sau de 700 de locuitori, între 700 și 900, cel mai avantajate, abar n-am. De asta zic. Și mai este aici, ca o concluzie, o boltă acestui subiect, acestui caz, este genul acesta de întrepătrundere între relațiile personale și banii publici, un model de care societatea românească tot aude la infinit, da? În perpetuum mobile și de care societatea românească se cam satură. Nu poți să spui, domnule, și stau oamenii în stradă de 2-3 ani și spun foarte clar, nu mai suportăm să ne furați, nu mai suportăm aroganța voastră, nu mai suportăm inclusiv să ne furați cu legea în mână, să vă faceți voi legi care să vă avantajeze. Nu mai suportăm să... asta a fost discuția în ultimii 2-3 ani, foarte tensionată. Să anihilați lupta anticorupție, DNA-ul și să-l subordonați politic și așa mai departe. Și apoi tu să vii în scurt timp cu un exponent și sunt inclusiv informații de culise din presa ieșeană din ultimele două luni care arată implicarea lui Lenu Ferechiu foarte activ în efortul de campanie al lui Costel Alexe. Și pentru Consiliul Județean. Da, și creează iarăși aceste unde de neîncredere. Asta este grav în rândul populației, în rândul societății. Dom'le, Lenu Ferechiu acum 3 ani, în noiembrie 2016, 3 ani și jumătate, a spus că a luat o șpagă, a declarat... Un acord de recunoaștere, a luat o șpagă de 900.000 de euro. 900.000 de euro. Bani pe care 99% din populația României nu o să-i vadă timp de 10 generații. Da, corect. Nu că n-ar fi în stare. Nu știu, poate la 7-a generație apare un exponent extraordinar și o să știe să facă 900.000 de euro cinstit. Dar tu când faci un acord de recunoaștere de 900.000 de euro, în urmă cu 3 ani, deci nu vorbim de anii 90, dar acum 20 de ani. Deci foarte recent. De aceea vă spuneam că cine după seamănă se adună. Recunoști sunt... și spui, da, domnule, lași paga asta. Ok, și după aia tu apari brusc printr-un program pe care îl finanțează din bani guvernamentali, îl finanțează prietenul tău apropiat, pe care tu îl susții cu... Nepoțelul. Da. Apropo de această luptă falsă... Asocieri nepotrivite. Diferența între ceea ce spune PNL și ceea ce face PNL e foarte mare. Pentru că tocmai că e un subiect cald și acesta, cu moțiunea de cenzură împotriva ministrului Ion Ștefan de la Ministerul Dezvoltării, seamănă foarte mult ceea ce se întâmplă acolo cu ceea ce se întâmplă și prin alte ministere. Spuneați de lupta anticorupție. Păi vă dau un simplu exemplu. Din acest minister pe care îl conduce Ion Ștefan, ministerul cu cei mai mulți bani pe care cei mai mulți bani publici pe care îi gestionează un om, l-am văzut cu toții cam ceea ce poate să iasă din gura dumnealui. Un om de o asemenea calitate gestionează un buget foarte mare, dar nu asta ar fi problema. Sunt în momentul de față peste 26 de persoane dovedite, da. Rude, rubedenii, fini, cu mătri, pe aceeași, numai că îl cheamă altfel, nu îl cheamă Costel Alex, îl cheamă Ion Ștefan. De aceea spun că lucrurile seamănă între ele, indiferent de ministerul despre care discutam, că e mediu, că e Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, că e vorba despre orice, Ministerul Sănătății, că avem și acolo foarte multe exemple, lucrurile se întâmplă la fel. Există o caracatiță care deodată se reactivează, așa cum spuneați și dumneavoastră, după foarte mulți ani de inactivitate, se reactivează, apar oameni mai mult decât compromiși din punctul meu de vedere, care au trecut, nu avem nicio problemă cu problemele lor, cu ghilimele, nu avem nimic cu trecutul lor, asta este, fiecare își duce crucea, dar vă dau un simplu exemplu, pentru că am citit în plenul Camerei Deputaților marți, moțiunea de cenzură împotriva, moțiunea simplă împotriva ministrului Ion Ștefan, în care scrie foarte clar, Departamentul Anticorupție, de aceea spun că ce spune PNL n-are nicio legătură cu ceea ce face. Când erau în opoziție, erau foarte îndârjiți împotriva PSD-ului că face diverse lucruri și ceea ce ne acuzau ei în trecut, se vede foarte clar, la noi în Partidul Social Democrat au descoperit, și nu acum sunt subiectiv, dar
putem să le punem pe hârtie și o să vedem că acele cazuri de nepotisme sunt mult mai puține în comparație cu ceea ce se întâmplă astăzi. Faptul că în Ministerul Dezvoltării, și cu siguranță se întâmplă și în alte ministere, n-am studiat acest lucru deocamdată, dar în Ministerul Dezvoltării, astăzi, Departamentul Anticorupție, cel care ar trebui să investigheze tot ceea ce înseamnă de modul în care este cheltuit banul public la nivel central și local, în acel departament, astăzi, lucrează maxim 2 persoane și era la nivelul, cred că e primul minister după finanțe, cred că e cel mai mare minister ca buget. Și în momentul în care ai un astfel de minister atât de important, care gestionează sume atât de importante, să destructurezi tot departamentul care ține de lupta anticorupție și modul în care sunt cheltuiți banii publici, cred că e suficient și cei care se uită la noi înțeleg cam care e joaca și cu starea de alertă, care e și joaca cu această luptă a unui partid care acum 4 ani cu 19% nu gândea vreodată că poate ajunge la guvernare și cred că încetul și cei care se uită la noi încep să-și dea seama despre faptul că toată acea bătălie pentru a intra la guvernare a fost exact pentru astfel de tunuri și v-am spus și în prima intervenție, sunt exemple concrete. Nu există sunt foarte puțini miniștri din actualul guvern care n-au ieșit în față cu diverse probleme care țin de această zonă de integritate și combinații, ca să încercăm să vorbim pe limbajul lor, combinații pe care ei le fac pentru că așa au fost obișnuiți. Nu s-au dus acolo să-l reprezinte sau să ne reprezinte pe noi, ci au o temă foarte clară, hai să vedem sub ce formă putem să continuăm aceste tunuri și din fericire pentru noi ca Partid Social Democrat avem foarte multă carne de tun, dar problema e alta, că banii pe care ei cheltuie și îi aruncă pe tot felul de astfel de proiecte sunt tot banii noștri și vedem cu toții că există inclusiv din punct de vedere public din ce în ce mai multe categorii sociale care vin și vorbesc despre faptul că bun, ok, înțelegem, avem nevoie de măști, 40 de milioane fără licitații. Dacă se întâmpla asta pe perioada Partidului Social Democrat, cred că eu, ca parlamentar de Iași, trebuia să-mi caut casă în altă țară. Am observație. Singurul lucru care vă poate strica bună dispoziție este faptul că opinia care se induce în rândul populației, cu asemenea exemple și da, multiple luni că de guvernare, tocmai asta e, vă zic că, dar eu cred că PNL, nu suntem la PNL este ca PSD. Adică PSD oricum să comparăm un pic mere cu mere, dacă vreți. PSD oricum apare în rolul negativ. Asta, din păcate, unii ne-au adus în această ipostază. Când încep să aud, dom'le, PNL este ca PSD, asta e o sintagmă, și a doua este, toate partidele sunt la fel. Începe să se ducă iarăși acest curent și iarăși intrăm în această spirală infinită. Bun, acum, informal, ca să completez ce spuneați dumneavoastră, din ce am înțeles în ultimele săptămâni, în ultimele 2 luni, subiectul nepotismului chiar a devenit o temă de tensiune majoră în PNL și inclusiv în relația dintre Cotroceni, între președintele Iohannis și primul ministru Ludovic Orban. Există analize care arată că PNL nu a întrerupt această meteahnă pe care în campania anterioară, după multe alte experiențe asemănătoare, spunea domnule, din momentul ăsta chiar vrem să venim cu un aer proaspăt, da, și fără și cu fără neamuri și introducerea acelei meritocrații pe care țara asta are nevoie, mai ales că acum Iohannis era confirmat președinte, începea un nou mandat, mandatul marilor transformări, mai ales că PNL este și la guvernare, în fine. Și am zis că este o temă foarte serioasă, Ludovic Orban se reproșează aceste liste, iar noi și noi, reporteri de Iași, am dat la nivelul județului Iași exemple revoltătoare. Și a doua, într-adevăr, că s-ar cere înlocuirea unor miniștri care nu performează și care arată că nu au ce căuta acolo și iarăși există această opoziție, rezistență la nivelul conducerii PNL care spune nu schimbăm nimic până la alegeri. Un singur lucru care adică oarecum contează mai mult strategia lor de campanie și strategiile lor de succes decât administrarea țării. Vorbind de data aceasta și ca un tânăr implicat în politică, care a încercat prin tot ceea ce înseamnă CV-ul politic pe care
l-a avut să se țină departe de astfel de subiecte și cred eu că am reușit acest lucru văzându-mi de domeniul pe care îl stăpânesc și de lucrurile pe care știu să le fac din punct de vedere administrativ și politic. Pentru mine personal e și o mare problemă, pentru că dacă dăm un pic iarăși timpul înapoi, o să vedeți că au apărut odată la X ani, la 4, la 8 ani, apar exponenții unei generații care sunt duși în diverse poziții publice. Iar pentru mine, ca om care sunt cam de aceeași generație cu ministrul Costel Alexe, e o problemă faptul că generația din care facem parte cu toții, nu vorbim acum de o chestiune politică, ci o generație din care facem parte cu toții ca vârstă, poate fi catalogată într-un anumit fel și nu unul deloc plăcut și prin ceea ce se întâmplă cu acțiunile din zona pădurilor și cu ceea ce se întâmplă cu limbajul dublu, că de fapt au căzut copacii din cauza vântului și nu există tăieri. Adică exemple sunt foarte multe. Revenind la ideea principală, pe mine mă deranjează faptul că eu, ca tânăr, încerc să prezentăm lucrurile un pic altfel, să discutăm concret despre faptul că suntem acolo și acum nu vreau să o prezint într-o cheie populistă, că nu e cazul. Dar generația noastră, nu mai vreau să mai fie una de sacrificiu, cum s-a discutat despre alte generații, cu cheia la gât și așa mai departe. Cred că putem veni cu un suflu nou, ținându-ne deoparte sau ținându-ne mult departe de ceea ce înseamnă toate aceste combinații pe care vor să le facă unii sau alții. Și atunci mă deranjează faptul că un tânăr, involuntar sau nu, oarecum, nu neapărat că girează astfel de lucruri, dar se întâmplă astfel de lucruri. Cum gestionează un partid o asemenea situație? Da? E foarte complicat, e genul de a rezolva de a găsi o formulă la o ecuație, nu știu, de matematici avansate. E foarte complicat să, în același timp, să soliciți membrilor de partid, da? Bazei partidului, voturi, liderilor locali, primarilor, acelor oameni de încredere din birourile locale, județene, acei 50-100 de membri activi, importanți, și să-i mobilizezi, să le ceri sprijinul. Când tu, de fapt, ajungi acolo și fără recompensă. Asta zic. Și e foarte greu, foarte, foarte greu cum rezolvi ecuația asta. Cum poate un partid mare să imprime, să spunem, niște criterii de integritate. Și de idei de modernizare care să însemne, domnule, competență, meritocrație. Ele există și astăzi în orice statut al oricărui partid. Da. Important e să fie respectate, domnul Gachi. Și dacă citim împreună în statutul privat, nu acum, PNL, statutul PSD, oricărui USD, partid, da. Și în statutul Partidului Social Democrat sau la PNL sunt trecute astfel de criterii. Important e ca aceste criterii să nu fie uitate pe o pagină într-un document foarte important, de altfel, în funcționarea unui partid politic. Dar uitați cum funcționează fiefurile locale pe baza scorului din scorul electoral, din alegeri. Trebuie împărțit, guvernul a ajuns să fie o împărțire ca la, nu știu, ca la masa de prânz de la grădiniță. Adică să ajungă la fiecare și împărțim în mod egal. Să nu plângă niciun copil, ceva genul ăsta. Eu, adică, dacă vreți, vorbesc din perspectiva, nu știu, mea. Să lași, cum a fost cazul la Bistița la un moment dat, PDL-ul. Bistița avea un scor electoral mare și, nu știu, și lua 2-3 ministere că așa considera el. Da, da. Sau și lua cele mai importante agenții naționale. Ori, nu poți să spui că, domnule, în Bistița sunt cele două genii care știu să administreze Transelectrica și nu mai știu ce, bursa de petrol, ați înțeles. Pentru că poate că în Bistița chiar nu sunt ăia doi. Poate sunt la București sau la Timișoara. Dar nu, domnule, dacă așa s-a împărțit, dacă așa a revenit pe criteriu geografic, cum s-a ajuns ca șeful de la Bucovina TV, un post local de cântece și folclor, să fie ministrul culturii și nu e chiar atât de grav. Eu cred că miza culturală este extrem de importantă în orice condiții de austeritate sau de creștere economică. Ori, și-a funcționat criteriul geografic, da? Asta spun. Cum reușește un partid, mai ales că acum finanțările sunt publice, sunt de la bugetul de stat, să promoveze oameni de valoare și în același timp să nu-și îndepărteze simpatizanții, cei care, să spunem, trag greu în alegeri.
cum reușești să împaci și capra și varza? E o întrebare. Da. Din punctul meu de vedere, lucrurile cred că pot merge foarte bine în paralel. Mă refer la cele două elemente pe care le-ați prezentat și dumneavoastră. Rezultatul politic și apoi competența, integritatea și celelalte criterii pe care le găsim în statutul oricărui partid. Și atunci mi-e mult mai ușor să vorbesc despre lucrurile prin care am trecut și eu decât să vin acum din nou și să iarăși să o prezentăm într-o cheie politică, în sensul că toată lumea știe astăzi. Vechiul PNL sau PDL a intrat în PNL, nu mai știe nimeni ce se întâmplă în momentul de față acolo, pentru că vedem inclusiv regiunea noastră este coordonată de un fost pedelist, mă refer aici la domnul Flutur, care încearcă să rezolve diverse lucruri, așa cum spuneam și la început, cine seamănă se adună, Flutur, Chirica, Alexe, Fenechiu, e un grup foarte interesant de urmărit, cel puțin în următoarea perioadă. Are și PSD-ul fluturile său, îl are pe domnul Arsene de la Neamț, care coordonează regiunea. Nu e aceeași... E vicepreședinte pe zonă, da. Dar nu cred că l-ați văzut vreodată atât de implicat, că acum dacă tot ajungem și la doctrine politice, atât de implicat în ceea ce se întâmplă. Domnul Arsene nu a reușit să-l aducă pe domnul Chirica în PSD înapoi. Să-l vedem pe dumnealui cum ia decizii în Bacău, Iași sau alte județe. Una e să te consulți și alta e să-ți arogi. Sunt informații care spune că domnul Arsene are ultimul cuvânt pe anumite chestiuni care țin inclusiv de județul Iași. Nu știu. Nu am aceste informații, de ce să... Vă trebuie dacă e adevărat, nu știu, eventual numiri, promovări, ceva genul ăsta. N-am participat la nicio astfel de discuție în care... Întrebarea mea chiar este... un exemplu care să fie în contradicție cu ceea ce spuneți dumneavoastră, văd că a venit alături de județul Iași într-un proiect important care sunt convins că în următoarele luni, atâta timp cât virusul nu dispare și nu va dispărea niciodată, proiectul respectiv va fi foarte important pentru ceea ce înseamnă eliberarea spitalelor din județul Iași, din județul nostru, de pacienții care sunt suspectați de COVID, în așa fel că să redăm spitalele bolnavilor cronici. A fost un proiect riscant. Asta e un alt subiect. Părerea mea este că a fost un proiect riscant. Vreau să vă răspund la întrebare. A fost un proiect riscant și riscă să devină un proiect eșuat. E riscant pentru că la 13 milioane de euro. Tocmai v-am explicat și de ce. Dom'le, nu facem lucrul ăsta, sunt prea mulți bani pentru câți bani are județul Iași de cheltuit în buget, bani publici. Atenție, adică, acum două săptămâni sau până acum două săptămâni, e vorba de calculul riscului. Ca să mă exprim corect, eu cred că s-a făcut acest lucru, că sunt suficiente persoane specializate în cadrul Consiliului Județean care lucrează pe astfel de proiecte. Și dacă ar fi să facem o... N-am vrut să ajungem la subiectul ăsta, dar am ajuns. Dacă ar fi să discutăm corect... Da, dacă ar fi să discutăm corect, în ultimele două săptămâni sau până acum două săptămâni, toate aceste, pentru că există documente oficiale, toate aceste tipuri de investiții, printre care și aceste spitale modulare, erau decontate din fonduri europene. Întrebarea este, cineva... Mă refer acum și la gașca politică penelistă, Fenechiu, Alexe, Chirica, la București. Au făcut sau nu au făcut ceva pentru a opri această finanțare din fonduri europene? Și lucrurile pot continua. Dar cred că acest proiect este foarte important și cu siguranță în următoarele zile, săptămâni, vom vedea și efectele lui, pentru că acum discutăm doar despre ceea ce vedem că se întâmplă în jurul nostru, sunt spitale unde bolnavii cronici nu mai au acces și e nevoie de un astfel de spital pentru a putea scoate bolnavii cu COVID într-o zonă tampon, așa cum am văzut că discută și cei din zona medicală, mă refer la cei care coordonează activitatea spitalelor, cât și sindicatele și așa mai departe, să avem o zonă tampon în care să putem rezolva aceste cazuri de COVID în așa fel că să redăm spitalele bolnavilor cronici. Acum revenim și încercăm să vă răspund la întrebare legată dacă partidele vor putea să facă numiri pe diverse criterii serioase. Vreau doar să dau, și tot timpul îmi place să vorbesc mai mult despre ceea ce înseamnă persoanele de față decât altele care nu sunt. Pentru că bârfa e caracteristică pentru alții. Eu, în momentul în care am ajuns la Ministerul Comunicațiilor, am ajuns într-un minister, într-un domeniu în care lucrasem, asta am făcut de când am terminat facultatea. Domnul Hurduc, în momentul în care a fost propus pentru cercetare, cred că nu poate contesta nimeni
faptul că profesorul Hurduc e așa cu părerile dumnealui controversate sau neînțelese de unii, e unul dintre cei mai buni din acest punct de vedere. Și nu poate nimeni să-i reproșeze că n-a făcut ceea ce avea de făcut în ministerul respectiv. Deci, din punctul meu de vedere, se poate. Dar, în toată această conjunctură politică, uneori primează mai mult rezultatul politic decât... Asta, știți care e întrebarea pe care vă pun pur și simplu? Noi aici nu facem emisiuni comode, facem împotrivă dar n-am venit incomode. Acum ca să... Incomode. Ați văzut că am pus și eu întrebare. PSD așa a rămas fără Mihai Chirica. Era un vector foarte bun, nu mai nuanțez acum, în fine. Avea succes... aplicat, neobosit propagandist și așa mai departe. Putea să bagem Consiliul Local din nou 14-15 Consiliul. Mă rog, deci cel puțin. PSD Iași încearcă să schimbe cumva logica electorală spre care se îndreaptă. Spre un nou eșec în alegeri. Asta e. Mă refer la alegerile locale. Și să spună, domnule, poate ar fi momentul, și din asta se spune de 20 de ani, în special la PDSR și PSD, ar fi momentul acum să aducem niște oameni care se imprimă un aer de social-democrație modernă. Dacă înțelegeți unde bat. Da. Sau este imposibil pentru că acei oameni care sunt, nu știu, vine Pașcan și Târgu Frumos, spune, noi aici asigurăm un scor electoral peste media voastră sau nu știu ce, în fine, și noi impunem genul ăsta de... La Consiliul Județean. Da, mă rog. Genul ăsta de experiență pe care noi ne bazăm în diverse instituții. Mai vin câțiva dezvoltatori imobiliari care au vechi legături PSD sau chiar sunt membri PSD și spunule, noi în continuare mizăm pe aceste persoane și considerăm că sunt cadre de nădejde. Și ajutăm și noi. Și atunci nu se mai se blochează orice. Eu asta zic, domnule, în momentul ăsta PSD singura șansă este să fie mai modern, mai curat, mai avangardist decât PNL. Asta este singura șansă. Și ca să faci lucrul ăsta, pur și simplu trebuie să găsești acei oameni, nu neapărat cu studii la Harvard sau... Îi găsim și pe aceea. Okay. Dar, cred că e suficient. Dar să fie niște oameni, Alexandru, oameni care să imprime acea încredere pe care trebuie să aibă populația. Dom'le, niște oameni care n-ar pune mâna sau niște oameni care au cum se cădenie imprimată în... Să respecte jurământul pe care îl nu sunt idealist. Nu sunt... E nevoie până la urmă să găsești acest profil. Dom'le, să aibă o carieră solidă. Să vină din, nu știu, o parte să vină din mediul universitar. Să fie un profesor, să fie un medic, să fie un antreprenor. Distribuția nu cred că a fost o problemă niciodată. PSD nu reușește să convingă antreprenorii? Dom'le, chiar putem fi un partid serios, solid? Nu știu, asta mă întreb. Din punctul ăsta de vedere, dacă vreți să vorbim doar despre anumite categorii, putem să vorbim, însă o să spună lumea că acum încercăm să le aducem aminte despre lucrurile bune pe care le-am făcut în perioada 2017-2019. Dacă vă aduceți aminte, doar un singur, acum, ascultându-vă pe dumneavoastră, mi-a venit în minte acest exemplu legat de 1% din acea taxă foarte, foarte apreciată de toți cei care desfășoară business în România, 1% pe tot ceea ce înseamnă profitul pe care îl au dumnealor și așa mai departe. Deci dacă ar fi să dăm un pic timp înapoi, sunt foarte multe lucruri bune care s-au întâmplat și lucruri mai puțin bune. La fel cum putem spune că sunt foarte multe lucruri bune. Și lucruri rele. Și... lucruri bune și lucruri rele, nu mai puțin. Da, da. Lucruri rele. Aveți limbajul noastră politic, eu ăla al meu de jurnalist. Da. Acum știți cum suntem într-o dezbatere, dar nu puteți... Mă ascult. Fiecare spune ce exact, gândește. Exact. Nu neapărat ce vrea, că deja am intrat în... cum spuneați dumneavoastră, în jocul de astăzi. Dar, într-adevăr, dacă e să analizăm ultimele două tururi de sau ultimele alegeri, cele europarlamentare și cele prezidențiale, luând în calcul și conjunctura, valul de ură pe care au reușit unii conducători din momentul respectiv să-l stârnească, chiar dacă unii dintre noi erau de acord sau nu erau de acord cu anumite măsuri, putem să facem apel și la istorie. În 2017 cu celebra ordonanță 13 am fost printre singurii care alături de mai noul penelist luptam pentru a explica celor care erau în stradă, pentru că cei care erau în stradă erau cei din generația mea și încercam să le explicăm că e o greșeală, e clar că se poate corecta și percepția e una, ceea ce se întâmplă e alta și s-a și demonstrat că tot ceea ce s-a întâmplat în ultimii 2 ani și ceva nu l-a ajutat
pe președintele de atunci acuzat de toate acele lucruri, ba din contră, ca să spun așa, ne-a făcut rău tuturor toată acea tevatură pe un subiect. Suntem în prezent, eu vă întrebam de prezent. Revenind aici, revenind în prezent, din punctul meu de vedere, Partidul Social Democrat, atât la nivel local, cât și la nivel național, are resursă umană, așa cum spunea și dumneavoastră, cu studii în afară sau cu studii în țară, care să poată să dea o nouă imagine și să poată să lucreze împreună cu cei care au confirmat, pentru că nu trebuie să facem o greșeală pe care poate am mai făcut-o în trecut și au făcut-o și alții. Să nu apreciem oamenii care muncesc în momentul de față în primării, în consilii județene și așa mai departe, sau în diverse alte instituții. Dumneavoastră, cum vedeți situația de acum din Consiliul Local? PSD, PNL, Chirica. Vă referiți la ce? La faptul că nu mai există opoziție în Consiliul Local, că PSD votează alături de primarul membru PNL și de consilierii PNL. Păi, cred că ar trebui împărțit această perioadă, că de asta discutam, că nu trebuie să-i tratăm pe toți la... Că ajungeam și aici, numai că... Scurtăm drumul. Din punctul meu de vedere, toate aceste lucruri trebuie un pic împărțite în cel puțin două, dacă nu trei etape. Există o etapă în care împreună am ajuns în acel Consiliu Local, pentru că am fost pe aceeași baricadă în 2016. A venit o echipă pe care actualul primar și-a dorit-o, în sensul că nu a impus nimeni nicio... El și-a făcut lista. El și-a făcut echipa. Asta a fost prima etapă. După care, să spunem, a urmat etapa în care din diverse nemulțumiri personale sau nu neapărat personale, sau nu doar personale, am trecut într-o altă etapă. Din punctul meu de vedere, în momentul în care s-a depășit acea linie roșie a atacurilor împotriva propriului partid, pentru că era propriul partid cel care l-a ajutat în alegeri în 2016, în momentul în care s-a depășit acea linie roșie, trebuiau să fie luate la nivel de organizație municipală unele decizii mult mai, nu neapărat brutale, dar unele măsuri care să arate un punct de vedere foarte clar a celor care sunt și vor fi în continuare socialdemocrați și care nu erau de acord cu ceea ce se întâmpla în Consiliul Local. Dacă ne uităm un pic în urmă, vedem că nu s-au luat aceste decizii și, bineînțeles, că tot ceea ce s-a întâmplat în următoarele luni sau ani, în următoarea perioadă, nu a fost nimic altceva decât o etichetă pusă tuturor colegilor noștri din Consiliul Local, că, domnule, suntem blat cu X sau cu Y. Ceea ce, din punctul meu de vedere, iarăși nu e corect, pentru că dacă ne uităm doar la începutul anului 2020, când lucrurile s-au liniștit oarecum din toate punctele de vedere, pentru că, dacă e să tot să discutăm, azi discutăm corect, discuțiile de a fi sau a nu fi candidat al Partidului Social Democrat s-au încheiat acum, adică în februarie. Până în februarie 2020 mai existau o șansă. Existau tot felul de discuții și dacă la nivel. Dacă Mihai Chirica a jucat la Cacealmaca să-și asigură liniștea timp de 2 ani de zile și va ține un șah. Dar mai liniște acum Gabi ca până în februarie. Acum mai sunt câteva luni și PSD-ul nu mai este la guvernare, nu mai are ce să mă ofere consilierilor și are majoritate în Consiliul Local. Poți bloca oricând Consiliul. Dar trebuie făcute câteva precizări. Pentru că tot ceea ce înseamnă consilier local, cei 14 la care faceți dumneavoastră referire, e foarte important să vorbim și dintr-o altă perspectivă, nu doar din cea în care au avantajat sau nu liniștea în acel consiliu local. Pentru că cei 14 consilieri locali de pe lista Partidului Social Democrat au votat de fiecare dată proiectele care sunt în favoarea ieșenilor. Nu ar fi putut să voteze împotriva. Nu vorbesc despre puzuri acum. Stați un pic, astea sunt alte lucruri. Chestia asta la modul general, asta e teoria în Consiliul Local. Gândiți-vă numai la demagogia asta găunoasă. Domnule, noi am asigurat aici dezvoltarea și proiectele favorabile Iașiului. Care proiecte? Că Iași nu are niciun proiect. Gândiți-vă numai la buget. În afară de 100 de hectare de gazon. Ajungem și la asta. Deci dacă astăzi ieșenii care se uită la noi apreciază acele parcuri făcute cu gazon și panseluțe, sunt făcute și datorită faptului că acei 14 consilieri și-au dat girul. Putem discuta însă într-o altă cheie despre ceea ce înseamnă acele proiecte la care facem un nivel de dezvoltare la nivelul Dorohoiului, că și Dorohoiul își pune sunt gazon. Cu dumneavoastră. Râmnicu Vâlcea, un oraș de 100.000 locuitori, Râmnicu Vâlcea arată impecabil cu straturi de gazon
și o modă în toată Europa. Și, asta zic, una este să te raportezi la nivelul de oraș secundar și nici măcar și de județ, și altceva este de pol regional. Eu mă refer la proiectul de pol regional. Poate acesta e nivelul... Mă scuzați, m-am trebuit, dar să stăm aplicat. Am mers ieri, iarăși, s-a terminat cu alerta, cu nu știu ce, o să se intensifice activitatea. Iarăși este un blocaj infernal pe Buciu, nu mai zic de pe Curea și mai departe. Dom'le, se fac 100 de... Știți că se fac 100 de blocuri în Buciu? Nu greșesc. Dar nu numai în Buciu, și în Copou. Știți că se fac 100? Deci nu 10-20. Deci sunt în faze avansate. Unele au 100 de apartamente, blocul. Pe stânga, aproape fără sos, totul, dreapta. Se urcă și mai departe. Până la releu se fac 100 de blocuri. Sunt proiecte de 14, de 12. Mă uitam ieri, iarăși a apărut o știre la Buciu, un proiect mare cu 14 blocuri. Mai este la de lângă Socola cu familia Winkler și mai departe. Sunt 100 de blocuri. Iașul se dezvoltă. Nu... Bine, dar nu văd o dezbatere în Consiliul Local, un proiect PSD, care putea spune, domnule, hai să discutăm și niște chestiuni mai serioase. S-a spus, domnule, trebuie prelungită pasarela aia. Trebuie găsit o soluție. Nu se discută... Referiți la cea din Buciu. Da. Domnule, prelungită, făcut altceva, făcut o arteră în spate. Și nu vorbim doar de infrastructură rutieră. Deși asta creează un blocaj infernal care îți poate îndepărta oamenii. Oamenii sunt numai bine să se angajeze, spunând că, domnule, orașul ăla nu este bine administrat, e Kandahar, e lăsat de izbeliște. Nu e un oraș prietenos. Nu văd, domnule, hai să facem proiectul ăsta, că e foarte important. Sau, domnule, hai să blocăm, că s-a discutat lucrul ăsta. Hai să blocăm, și era o măsură înțeleaptă al unui partid responsabil, să blocăm timp de 10 ani construcțiile în Bucium. Că ai baza Nicolina, ai Silcu cu 2500 de apartamente. Știți că Duluțe vrea să facă 2000 de apartamente, Nicolina. Nu le face că e o piață concurențială și e blocată, abar n-am. Ai baza Terom unde poți construi mii de apartamente și poți să faci bulevarde. Ai unde să construiești. Dar nu există, tot vorbeam de proiecte, nu există o gândire strategică cu adevărat benefică pentru oameni. Noi suntem într-o vrajă. Și acum ce să spun, că sunt de acord cu dumneavoastră. Dacă nu spun văd, lucrul ăsta e... Păi nu văd consiliere și asta sunt de acord cu dumneavoastră. Nu susțin niciun proiect al Iașului. Până la punctul în care, din punct de vedere politic, trebuie analizată și activitatea lor. Atâta timp cât cei care au condus grupul consilierilor reprezentanților noștri în Consiliul Local nu au impus astfel de direcții, cred că putem ajunge la o discuție foarte aplicată, așa cum spuneți dumneavoastră, pentru că, de exemplu, eu fac paralela cu ceea ce s-a întâmplat atâta timp cât eu eram consilier județean sau acum când sunt membru în echipa parlamentară. Și în cazul în care eram consilier județean, înainte de orice altă ședință, ne întâlneam, discutam sau nu neapărat doar pentru ordinea de zi, pentru a analiza ordinea de zi, ci, așa cum spuneți dumneavoastră, pentru a stabili o direcție pe care grupul nostru merge. Nu pot să spun mai mult decât că sunt oarecum dezamăgit de anumite lucruri care s-au întâmplat și reiau. În momentul în care acum 2 ani de zile, sau poate mai puțin, sau poate mai mult, știam că, sau vedeam cu toții că lucrurile se duc poate într-o direcție sau într-o percepție mai puțin bună, am fi putut să luăm anumite decizii. Nu le-am luat din anumite compromisuri pe care au fost nevoiți să le facă unii sau alții. Problema mea cea mai mare este că percepția celor care sunt acasă și se uită la noi nu ar trebui să fie doar faptul că unii consilieri locali PSD spun unii și sunt foarte atent la ceea ce spun, unii consilieri municipali sunt blat cu actuala conducere a primăriei, ci mai mult mă deranjează faptul că nimeni nu vede faptul că oamenii respectivi și-au dat votul pentru acele proiecte mici, mărunte, poate nesemnificative pentru dumneavoastră sau pentru mine, dar foarte importante pentru ei, că dacă ar fi să fac acum doar o paranteză, dacă ne uităm pe noile bulevarde, vedem că acel gazon sau acele panseluțe sunt doar la stradă. Dacă dacă facem un pas în spate blocului, parcarea arată la fel ca acum 20 de ani, strada nu e asfaltată, se percep taxe de parcare pe locuri neamenajate și tot ceea ce înseamnă bulevard e făcut pentru că ăla se vede. Dar dacă ai făcut un metru în spate, nu se mai vede. Și aici, da, vă dau dreptate dumneavoastră legat de proiectele mari. Eu,
Dar nu putem acuza, și ca să închei pe subiectul ăsta, sau cât se poate, că oricum nu cred că îl încheiem niciodată, dar de asta spun, unii colegi de-ai noștri, sau pentru că unii colegi de-ai noștri din Consiliul Local nu au putut să-și stăpânească, să spun așa, anumite porniri și anumite prietenii pe care le au din cauza unor interese personale, nu putem să punem o etichetă pe tot ceea ce înseamnă... Se vor mai regăsi pe liste? Băieții ăștia, consilieri ăștia? Păi nu știu, asta e o decizie pe care trebuie să o ia în primul rând biroul permanent județean, care coordonează activitatea partidului. Știți care e riscul, domnul deputat? Ca să discutăm pe final cărțile pe masă. Riscul este ca PSD să fie o anexă a PNL în 2020-2024 și nici măcar asta n-ar fi o problemă. Dar prin devenirea unei anexe, mă refer la nivelul Consiliului Local. Vă referiți la numărul de consilieri pe care ar putea să-l obțină? Nu. Și vor accepta și vor face, să spunem, o poziție de operetă. Devenind o anexă a lui Mihai Chirica și a PNL, PSD, de fapt, nu își va mai îndeplini rolul politic de a fi un reprezentant al ieșenilor. Înțelegeți ce vreau să spun? Veți deveni niște yes-men. Ăsta este riscul. Niște yes-men care nu vor mai asculta de preocupările și acum, și vă dau un exemplu. Nu poți, în 2020, o să pară, domnule, că e o fantezie, o prostie, dar eu nu văd asemenea discuții în în filiale locale și în reprezentanții de vârf la nivelul administrației, în Consiliul Local. Nu se poate ca în 2020 să nu fii în stare să faci o pasarelă la ceramica, drumul hoților, da? Trei fântâni, da. Ceramica și să degajezi tot traficul pe zona aia, mai ales că ai în perspectivă să faci și inelul, da? Care ar urma să vină, nu se știe când, dar tu faci chestia aia și ai degajat tot lucrul ăla și oamenii nu vor mai muri de poluare. Vorbim de chestiuni foarte practice și care se întâmplă. Deci în momentul ăsta să circuli zona Granit, Carrefour, Baza 3, întregi toată zona, să te plimbi pe acolo cu un copil cu o bicicletă, că se spune că nu avem bicicliști în Iași, că nu e prietenos orașul bicicletă. Unde este plimbi cu bicicleta? Mori, vă spun la modul cel mai serios. Deci dacă tu stai o oră cu bicicleta pe ruta asta din Iași, din lipsa unei pasarele, mască de oxigen, în 2 ani de zile mori. Cred că, nu exagerez. Eu nu cred că dumneavoastră v-ați propus să deveniți un consultant al domnului Chirica, pentru că e clar, numai acum, ascultându-vă pe dumneavoastră, păi nu știu, asta zic. Fără lucrurile pe care fiecare dintre noi le are în minte că ar putea fi făcute în municipiul nostru, numai ascultându-vă pe dumneavoastră, văd cel puțin 3, 4, 5 subiecte foarte importante. Și discută lucruri importante. Vine PSD cu această expertiză, cu asta închei. Are PSD, că mai sunt 3 luni până la alegeri, 2 luni. Are PSD în momentul ăsta oameni să facă un program de 200 de pagini, la modul cel mai serios? Doar pentru municipiul Iași? Da. Eu cred că e, în momentul de față, e o echipă conturată și cred că putem să facem lucrul acesta. Da, știți cum se spune, domnule, nu se uităm pe planurile astea. Nu. Un partid serios într-un oraș mare, cu niște oameni responsabili, face un plan de 200 de pagini, îl ține PDF-ul ăla pe site, da? Bun. Și ăla trebuie să arate oamenilor o strategie politică, o școală de gândire, da? Corect. Și cât de cât de acolo se spune, asta e o agendă pe care noi tindem să o respectăm. Vă întreb altceva. Pentru că altfel n-ai cum să faci politică. De fapt, nu vă întreb, vă spun. Am văzut lucrul acesta, planșe, filmulețe și așa mai departe. Și în ultimii 4-5 ani de zile. Da. Și nu s-a întâmplat nimic din toate. Erau 17 pagini, 35 de pagini, vă spun okay, eu. Ok, bun. Și erau domnul deputat se referă la filmele primarului Chirica. Erau făcute pe genunchi în 2 ore. Am văzut astfel de prezentări pompoase. Eu cred că în momentul de față municipalitatea sau municipiul Iași, noi ieșenii, nu avem nevoie de astfel de filmulețe, ci avem nevoie de o astfel de echipă. Și așa cum vă spuneam, Partidul Social Democrat nu cred, pentru că acum oricât ați vrea dumneavoastră, dar totuși am 17 ani de zile, chiar dacă sunt tânăr de când sunt în partidul ăsta, nu vreau să accept ca Partidul Social Democrat să fie, așa cum a spus dumneavoastră, un partid de yes-men sau un partid balama sau un partid, cum vreți dumneavoastră să-i spuneți, doar la îndemâna primarului actual PNL Mihai Chirica sau la îndemâna Partidului Național Liberal. Asta e tema fundamentală nu, la nu PSD. Eu nu pot să accept lucrul acesta. Sunt convins de faptul că nici colegii mei din organizația municipală nu acceptă acest lucru, cu toate că sunt unii care nu văd nimic altceva decât interese personale, dar din punctul meu de vedere toate aceste lucruri se vor
tranșa, cum am început deja prin discuții interne, în așa fel încât să putem să lămurim lucrurile, pentru că, mă repet, dacă nu am luat măsuri când ar fi trebuit să luăm măsuri, astăzi e târziu, pentru că mai sunt câteva luni, percepția publică e una, ceea ce s-a întâmplat e alta. Colegii noștri, atât cât au putut, au susținut acele proiecte care țin de bunul mers al lucrurilor în municipiul Iași, într-adevăr n-au avut ce să voteze, mă refer la proiecte mari. Dar atât cât au fost, pentru că atât probabil atâta se poate, ăsta e nivelul pe care poate să-l, la care poate să ajungă actuala conducere, mă refer primar, viceprimar și așa mai departe. Dar dacă ăsta e nivelul, nu putem să cerem mai mult. Și atunci, așa cum spunea și dumneavoastră, avem posibilitatea ca în următoarea perioadă să construim noi un program pentru municipiul Iași care să includă și tot ceea ce ține de dezvoltare și ceea ce ține de poluare și de infrastructură și așa mai departe. Cred că sunt subiecte foarte importante. Bine, dar și vom vedea. Timpul ne va lămuri dacă suntem sau nu. Mai sunt două luni și ne lămurim exact. cu toate lucrurile astea. Mulțumesc amândurora, mulțumesc celor care ne-au urmărit. O zi bună în continuare.